Se știe că mediul în care trăim și lucrăm, stresul, alimentația pot afecta fertilitatea. Ce atrage după sine pandemia de COVID-19 și cum le impactează pe cuplurile care au probleme de fertilitate, vom discuta cu doamna dr. Corina Manolea, medic specialist în medicina reproductivă. Ați declarat recent în România că anul 2019 a fost cel mai prolific din punct de vedere al procedurilor de fertilizare in vitro. Ei bine, ce putem spune despre 2020, anul sub semnul pandemiei de COVID, în condițiile în care știm că o perioadă clinicile de fertilizare in vitro au fost închise în România? Este adevărat că anul 2019 a fost cel mai prolific dintre toți anii despre care știm că există raportarea datelor în reproducerea asistată, dar este la fel de adevărat că în 2020, deși a existat o perioadă de oprire completă, de suspendare a serviciilor de fertilitate în România și nu numai, un survey al Societății Europene ne arată că în toate clinicile din Europa specializate în medicină reproductivă, activitatea a fost întreruptă complet pentru o medie de 7 săptămâni. În România, timp de 2 luni, activitatea a fost în 2020 suspendată complet. Dar cu toate acestea, sigur, nu există încă datele oficiale pentru 2020. Vă pot spune niște date preliminare în ceea ce privește clinica noastră, care este una dintre cele 2 clinici din România cu în jur de și peste 1000 de proceduri de fertilizare in vitro, mă refer la cicluri fresh pe an. Dacă în 2019 am efectuat un număr de 985 de proceduri de fertilizare in vitro, cicluri fresh, nu mă refer aici la inseminări, la transferul de embrion decongelați, ci cicluri de fertilizare in vitro cu transfer de embrion fresh, deci 985 de cicluri în 2019 și 965 de cicluri în 2020. Un număr, aș zice eu, neschimbat, având în vedere că 2 luni activitatea a fost suspendată complet. Desigur că suntem un centru destul de mare și unde este posibil să se fie adresat în 2020 mai multe dintre cuplurile care poate s-ar fi adresat altor clinici mai mici, nu știm. Cu toate acestea, numărul vorbește de la sine, peste 950 de proceduri efectuate la noi în clinică în 2020 versus 980 în 2019. Cum le-a impactat totuși pe cuplurile care au probleme cu fertilitate această pandemie, în sensul în care a fost un imbold să vină și să apeleze la servicii de fertilizare in vitro sau dimpotrivă au stat cuplurile temătoare acasă de posibila infectare cu SARS-CoV-2? Ambele. Sunt deja niște studii făcute în acest sens. De exemplu, în Italia, un studiu arată că aproape o treime dintre cuplurile care au probleme de fertilitate și necesită o formă de tratament prin reproducere asistată au fost într-atât de temătoare în ceea ce privește prezența virusului, impactul virusului asupra unei posibile sarcini, încât au renunțat să mai acceseze tratamentul. Pe de altă parte, același studiu arată că 10% dintre oamenii care nu se gândiseră înainte să conceapă au simțit un imbold să înceapă să conceapă o sarcină în timpul pandemiei, deși doar jumătate dintre aceștia și-au dus până la capăt acest gând inițial. Este clar că toate cuplurile care experimentează probleme de infertilitate, care au un diagnostic compatibil cu necesitatea unei proceduri de fertilizare in vitro, au fost afectate din punct de vedere psihologic. A existat un nivel foarte mare de anxietate și de teamă din multe perspective. Cuplurilor le-a fost teamă și chiar și medicilor, da, providerilor de sănătate în domeniul fertilității, le-a fost teamă de posibilele efecte atât asupra celulelor reproductive, ovocite, spermatozoizi, cât și asupra embrionilor și implicit asupra femeilor gravide și efectele asupra copilului nou născut. Pe de altă parte, toate studiile arată că, deși a existat o ușoară scădere a numărului de proceduri în 2020,
piața de fertilizare in vitro globală, la nivel global, nu pare să fi suferit în niciun fel major și pare chiar să înceapă să crească, nu doar să recupereze, să crească vertiginos până în 2025. Așa încât, deși afectate clar psihoemoțional, aceste cupluri nu au fost demobilizate într-un final de anxietate sau de alte motive de acest gen în a nu accesa tratamentele care îi fac părinții. Ca o glumă așa care a circulat în perioada stării de urgență declarată în România din cauza pandemiei, era că românii vor face mai mulți copii dacă vor sta mai mult acasă. Da, această chestiune este general valabilă. Cred că cu cât oamenii, mai ales într-o societate modernă, conviețuiesc mai mult și se întâlnesc mai des, pentru că acum se întâlnesc mai rar cuplurile decât în alte vremuri, sigur că duce la o posibilă creștere a natalității. Dar vom vedea. Aceste date și impactul asupra natalității sau demografiei în general se va vedea în 2021, cel mai devreme, și date consolidate vom avea probabil peste vreo 2-3 ani. În ce măsură femeile infertile sunt mai vulnerabile, pe de o parte la infecția cu SARS-CoV-2 și pe de altă parte la evoluții mai severe ale COVID-19? Femeile cu și bărbații cu probleme de fertilitate nu sunt mai afectați sau mai susceptibili la a contacta infecția cu acest nou virus. Deja nu mai este foarte nou, ne confruntăm de un an cu el. Dimpotrivă, cuplurile care au vârstă reproductivă, deci până în 45 de ani, între 18 și 45 de ani, au în general, chiar dacă sunt infertile, o stare bună de sănătate generală și tocmai că sunt susceptibili la a face forme asimptomatice sau forme foarte ușoare ale infecției. Deci răspunsul este nu, femeile și bărbații care au probleme de fertilitate nu sunt mai susceptibili sau mai afectați în cazul în care fac infecția. În această perioadă, câte din cuplurile care vi s-au adresat au fost testate și au ieșit pozitiv la teste înainte de a începe fertilizarea in vitro sau chiar după? Este o întrebare foarte bună și trebuie să încep prin a vă sublinia că la noi în clinică, așa cum s-a întâmplat în toate clinicile din Europa și din lume, nu au intrat decât pacienți, femei și bărbați, triaj negativ, adică pacienți fără niciun simptom sugestiv, pacienți care au completat un formular de triaj înscris telefonic pe mail și care au testat negativ la acest triaj. Deci vorbim de oameni care, dacă au testat pozitiv la infecție, au fost complet asimptomatici. Întâmplător avem o bază de date bine consolidată în clinica noastră în ceea ce privește testarea. Noi am optat pentru testare universală, adică orice pacient care a urmat o procedură în clinică a fost testat. Pot să vă furnizez date în ceea ce privește pacienții care au fost testați serologic, adică pe care i-am testat pentru prezența anticorpilor de tip IgM și IgG împotriva virusului. Vorbim despre pacienți asimptomatici. Am depistat între mai și decembrie 2020, deci în ultimele 6 luni, am început această testare după lockdown, bineînțeles, când am reînceput activitatea. Am depistat în total 6% dintre cei 550 de oameni testați, 6% ca fiind pozitivi pentru unul sau ambii anticorpi împotriva SARS-CoV-2. Și ce am observat, de asemenea, a fost un trend net crescător din mai până în decembrie al persoanelor seropozitive, mai ales al celor cu IgM pozitiv, adică persoane aflate în stadii active ale infecției. 5% dintre acești 550 de pacienți au testat pozitiv pentru IgM în total, dar majoritatea au fost în lunile de toamnă, septembrie, octombrie, noiembrie. Deci lockdown-ul a avut un impact și după lockdown, în timpul verii, ușor-ușor vedem cum crește proporția de pacienți care au anticorpi, fie anticorp care atestă trecerea prin boală, IgG, doar 2,6%, fie anticorp care arată o
infecție activă. Și aici vorbim, repet, despre pacienți fără niciun simptom și care au intrat în clinică pe baza unui triaj negativ.